Ești un sensibil afectat de schimbarea vremii. Te pândește astenia pe motiv de succesiune naturală a anotimpurilor. Ești mai plăpând ca un ghiocel anemic în bătaia viforului. Dar stai! Emisiunea cenzurat te îmbărbătează instant. E ca și cum ai face armata la batalionul pamfletar. Ce faci, soldat? Ordonați! Fii atent aici, bă, soldat! Ia zi tu o glumă originală. Oana Roman. Oana Roman este atât de grasă încât atunci când stă în jurul focului, Oana Roman stă în jurul focului. Bă, tu ești prostovan? Nu se mai fac de mult glume cu Oana Roman, bă, că-s prea ușoare. Măcar glumele-s prea ușoare. Soldat! Fii atent aici! Ia zi tu acum o glumă originală, că altfel ai belit. Știu! Ce-i urez unei fete atunci când merge la coafor să trăiți? Ce? Fir întins! Oribil! Incredibil de prost! Cataclismic și mai ales neadevărat! Soldat, tu ești de-a dreptul imbecil! Dacă fata se ducea, să-și facă părul creț. Ha? Ce-i ziceai atunci? Nu știu să trăiți. Păi normal că nu știi că ești bou. Îți spun eu. I-ai fi spus așa. Păpușe, rămâi aceeași. Permanentă. Ha? 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 Pe dracu. Pedeapsă. O săptămână întreagă te uiți numai la capatos. S-a înțeles? S-a înțeles! S-a înțeles să trăiți! Hai, Valea! Glumeții mamii voastre, cenzurat! V-am zis că ne întoarcem mai rapid decât credeți. Răspunsul la întrebarea de dinaintea pauzei. În ce fac vasluienii mâncare? Iar variantele de răspuns enumerate de Tibi au fost... A. Vasluienii fac mâncare în bucătărie. B. Vasluienii fac mâncare în vaslui. C. Vasluienii fac mâncare întâmplător, fiind mai preocupați cu băutul. Răspunsul corect este varianta D. Vasluienii fac mâncare în... Oali! Da, vasluienii fac mâncare în oali și ulcelii. Dar destul cu prostiile, să trecem la lucruri serioase. Un cuplu din Ucraina nu s-a putut opune unui impuls sexual de moment, așa că s-a avântat într-o partidă nebună de dragoste fix pe șinele unui tren. Așa cum se întâmplă în toate marile povești de dragoste, cel puțin unul dintre parteneri și-a pierdut capul. Celălalt și-a pierdut doar picioarele. În România nu s-ar fi putut întâmpla asta. La cât întârzie trenurile, amorezii aveau timp și de țigara de după și de un somn bun. De fapt, dacă mă gândesc la CFR... Ăștia aveau timp și să se căsătorească și să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți. Hai vino iar în gara noastră mică, privește-mă să vezi cât mi-e de frică. Nu, nu era dragoste adevărată, nu! Vă spun că nu era dragoste adevărată. Când iubești sexual, cu adevărat, totul se dilată. Inclusiv șinele de tren și trenul deraiază. Aia nu era dragoste adevărată. Această știre este fucking tristă. Este tristă pentru că este despre fucking care s-a terminat trist. Ce ai făcut în ultimul timp, a? M-am îndrăgostit, măi, am plecat 4 zile când am plecat de la tine. Da. Am trecut... prin gara, șina de tren, fată, mă, am găsit o fată acolo, m-am îndrăgostit nebunește de ea. Ce mă? Măi, așa un corp, aia, am luat-o acasă, am iubit-o 3 zile și 3 nopți. 3 zile? Am atât de frumoasă un corp avea. Dar bine, dar fața, cum era fața, la cap, cum era? Ei, n-avea, noi l-am găsit. Aviz amatorilor, dar și profesioniștilor. În genul acesta de situații chiar nu vă ajută faptul că aveți la voi protecție. Și nici în alte situații, adică nu o să vedeți niciodată ceva de genul acesta. Vedeți la noi, nu vedeți niciunde altundeva, la noi. Și peste o săptămână poate la iComedy. Banile! Banile repede! Da, liniștește-te că ți dau!
ți dau. Banii. Da, da, liniștește-te. De banii. Da, da. De bani. Ba, da, stai așa. Bă, de banii. Stai așa. Gata, gata. Nu mă un pic. Stai așa, stai așa. Nu mă pușca de rău. Mă, de banii. Da, ca protecție. Ha, ha. Știi că în privința asta exista și o vorbă de duh ceva mai veche. Era ceva de genul, la curbe pe șine se troznesc unii, nu? Nu? Tibi, CFR, de la ce crezi că vine F, F-ul din CFR? Ferate. A? Foaie verde și o sipică, trenul e mașină mică, unde îl duci tu pe Ionică? Îl duce în al nouălea cer, și la propriu și la figurat. Noul an universitar a început în forță, deci vești bune pentru toți comercianții de alcool. Iar pentru voi, cei care din păcate n-ați mai prins locuri la AS, Poli sau la Universitatea din Petroșan pe motiv de concurență acerbă, noi am găsit și câteva soluții alternative. Alo, alo, litoralo, eu sunt Gica Mondialo, cu pungulița te servesc, ca să nu mă opăresc, mai sunt Gica mă numesc. Ia porumbul și coceanu, că munica colombeanu. A, dar nu așa, nu. Am găsit noi soluții ceva mai elegante. McDonald's, de exemplu, are propria universitate de hamburgereală sau hamburgerie sau știința hamburgerului. Sau cum să atingi obezitatea în trei pași ușori și un suc dietetic. Cursurile universității pot fi urmate în Londra, Sydney sau Tokyo. Din păcate, cursurile despre cartofi măc prăjiți se plătesc separat. La noi nu cred că ar merge așa ceva, Tibi, acum pe bune, dar totuși sunt curios cum ar arăta un masterand în șaormerie. Și pentru că după o masă copioasă merge și o cafeluță, Starbucks oferă acum cursuri de barista, unde studenții învață să prepare cafea, dar învață și puțin management. Îmi și imaginez cum arată programa lor școlară. Semestrul 1, cum se prepară o cafea bună. Restul de 5 semestre, cum să cerpe o cafea de 5 ori mai mult decât face. O cafea am băut la Starbucks, prima și ultima. 14 lei pe o cafea mai bună, mi-o face filtrul ăsta cu un leu de la... Nu-i decât de 3 ori mai mult decât în alte locuri unde... Na. Dude, aceeași cafea o avem la dozator, la tonomat cu un leu. Fii serios. Nu e aceeași, că nu te poți hipsteri lângă tonomat. Te hipsterești la Starbucks, nu? Ți-ai o ceașcă din aia mare albă, pui numele pe ea și te plimbi cu ea prin mall 3-4 ore să se vadă că tu ți-ai permis să mergi la Starbucks. Însă există o serie de cursuri care la noi în țară ar avea un succes mai mare chiar și decât Spirul Haret. Universitatea din Greenwich oferă un master în corupție, conflict și crimă organizată. Vorba jokerului. Țara asta are nevoie de o categorie mai bună de infractori. Că mandat de aducere la procurorul, la procuror, la parchet general, pentru o infracțiune. Zic, dom'le, care este aia? De asemenea, pentru cei care doresc să-și pună pe perete o diplomă de facultate, oricât de fantezistă ar fi facultatea respectivă, există în Marea Britanie o facultate de magie. Nu e școala la care a fost Harry Potter, nu? Nu. Nu, astea, cred eu, ar merge foarte bine și în România. Aici, oricum, majoritatea facultăților se fac la vrăjală. De asta n-am făcut, domnule, facultate. Că nu suport chestii de-astea pe capul meu. Cor profesoral, decan, adevărata mama Omida, șef de catedră, Maria Câmpina, conferențiari, vrăjitorile Soveja, Cireșica, Mileva. Și merge deschisă filială la englezi, că le-ar fi mai ușor și cu cazarea. Că oricum, jumate din familiile ăstora sunt în Londra și se ocupă de magii electronice, la bancomate. Da, următorul student. Ta-dam! Se zice prezent la mine. Prezent! Nume? Nu mă cunoașteți? Hai, domnule. Sunt Marele Sfârcolini! Sunt cel mai mare deziluzionist, bate-și bătut în cap! Vă rog să nu-i șoptiți. Sunt cel mai mare deziluzionist pe care l-a avut vreodată această țară!
Ta-dam! Bun. Ce ați pregătit pentru examen? Pentru examenul de astăzi v-am pregătit cea mai mare magie deziluzionistă, bă! Am zis să nu-i șoptiți. Am pregătit cea mai magie deziluzionistă care s-a văzut vreodată la această facultate. Trum, 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 pum, tum! E gol. Nu-i așa că v-am deziluzionat? Atunci examenul meu s-a încheiat aici. Ei, mersi. Așa știu și eu. Nota 2. Ești deziluzionat sau nu? Și apropo de oameni deziluzionați, există și un aspect negativ la acest gen de facultăți de farmece. Nu există niciun fel de garanții că magia învățată la școală va funcționa și în viața reală. Starețul mănăstirii Codmana din Argeș a fost fugărit, îmbrâncit și lovit de doi soți credincioși, nemulțumiți că slujbele pe care le-au plătit părintelui nu au avut efectul așteptat. Părinții, împreună cu bunica și un unchi, au mers să ceară socoteală pentru banii plătiți pe acatiste. În apărarea starețului au sărit și câțiva călugări și imediat s-au împărțit pumni și picioare în jurul bebelușului de numai 2 luni pe care mama îl purta în brațe. Știu! Daniel Oțil! Din păcate, nu există niciun fel de precedent pentru genul acesta de conflict, așa că nu știm care dintre părți are dreptate, părintele sau credincioșii. Alegeți-l praful de ei. Vedeți cum sunt credincioșii ăștia habodnici? Dacă în loc de preot ar fi fost însuși Dumnezeu în persoană, a? L-ar mai fi fugărit? A? În orice caz, fuga poate fi foarte sănătoasă, chiar și atunci când alergi în cerc, chiar și atunci când stai în cerc. Și cu trecerea asta mega subtilă, am ajuns în zona atletică a emisiunii. Poate că ați observat, poate că nu. Oricum, nu contează pentru că vă spunem noi. În ultima vreme, dansul la bar a devenit mai mult sportiv decât sexy. Însă chiar și așa, activitatea părea să-și fie atins potențialul maxim. Sigur, așa părea, asta până când niște oameni superbi au venit cu o idee superbă. Dansatoarele la bară pot acum să facă vizite la domiciliu. Vin învârtindu-se. În sfârșit, învârtitul în cerc are acum și o conotație pozitivă. Mă, Tibi, ăștia sunt cercari? Nu, sunt cercari. Dacă Horea, Cloșca și Crișan ar fi murit trași pe asemenea roți, ar fi murit cu zâmbetul pe buze mai mult ca sigur. Că e bară fixă sau că e bară mobilă contează prea puțin, pentru că prestațiile sunt la fel de amețitoare. Oare când se spune despre unele tipe că fac elicopterul, la asta se referă? Există subiecte care merită atenție sporită. S-o cunoaștem așadar pe Alecinca. Ha! My name is, whoop, my name is, whoop, my name, ci-ci-ci, Alecinca. Sigur că au mai pomenit și alții despre ea, dar e un bun național care trebuie promovat mai consistent. May I have your attention, please? This message is for the real Slim Shady. Fata asta are un canal de YouTube care s-ar traduce din limba lui Eminem, cel mai mare fan al lui Eminem. Și pe acest canal, ea postează filmulețe în care interpretează piese de ale artistului american. When I saw you on TV, it was clear to me. Nu am căutat mai multe informații despre ea pentru că ceea ce contează este creația artistică și mai puțin un omul din spate, dar intuiesc că e o fată bine crescută dintr-o familie cu principii. Chase-up. Mi-am dat seama de asta pur și simplu analizând decorul clipurilor în care apare. O sufragerie clasică românească.
representing hip-hop legends all over the map still. Sigur, aș putea să presupun mai multe despre familie și prieteni, că sunt, de exemplu, genul de oameni care îi încurajează până în pânzele albe pe aia care nu trec de selecțiile X-Factor sau România au talent. I'm not afraid, not afraid to take a stand, take a stand. All them spans, all them spans, you understand. Alecinca ar fi putut fi cu succes una dintre fetele care apar în clipurile artiștilor hip-hop, stăpânind foarte bine mișcările clasice ale fetelor din fundal. Zic ar fi putut dacă s-ar fi identificat cu vreuna dintre alea, nu cu artistul principal. Say you love us, say you love us, but you never rap for us, no. Alecinca e realmente în filmul cu Eminem. O dovedesc imaginile regizate în mod sigur de ea și filmate probabil de mamă. Just don't ignore me, don't make me sigh. One more wish I have, please give me a reply. De ce ar vrea fata să fie filmată de sus cum nu are direcție? Pentru că ea simte succesiunea de cadre într-un videoclip cu Eminem, unde ea e în locul lui Eminem. Is Eminem out there? Feels like I'm singing for myself. No one seems to know my struggle, which is something awful. If anybody hear this, I guess I keep talking to myself. Câteva scurte. Banda de alergat te poate ajuta să te îngrași, nu să slăbești. Un instantaneu de la o nuntă românească. Și un copil minune, care abordează alt gen muzical decât al nostru copilul minune. Ce iese când combini o rețea socială online cu un site de medici, cu un site de donații, cu puțin videochat și cu un site de dating matrimoniale sau de anunțuri pentru escorte? Iese My Free Implants, locul unde, sub sloganul investește în piept, fetele își îndeplinesc visul de a-și pune țâțe primind bani de la bărbați binefăcători care își îndeplinesc nu știu ce, dar treaba lor că-s banii lor. E simplu. Ca investitor ai acces la o arhivă cu sute de femei care caută prietenie și ajutor în obținerea bustului la care au visat, dar subtilitățile apar când e folosit mai mult termenul de investiție decât cel de donație. Citez. Negociază pentru filmulețe și fotografii private în schimbul donațiilor, chatuiește live 1-1 și creează prietenii care durează. Îi mulțumesc telespectatorului nostru Tudor care ne-a sugerat site-ul, așa cum ne puteți trimite și voi ceea ce vi se pare tare din online. Închei cu îndemnul care va deveni refren. Nu uităm, like să dăm și să ne abonăm. Pe locul 2 impenibilist acestei săptămâni am pus autoritățile locale din țara vecină și prietenă Ungaria. Pentru că aceștia lucrează la o lege, iar propunerea lor prevede amendarea sau băgarea în închisoare a persoanelor fără adăpost. Stai puțin. Păi dacă nu ai adăpost și te bagă la închisoare, nu e ca și cum ai primi un adăpost și trei mese calde. Ce e așa penibilă asta? Adică de ce e impenibilistă? Pentru că acum bagă oameni săraci în închisoare. Da. Dar mai încolo poate bagă și oameni urâți în închisoare. Și dacă se inspiră plagiatorii noștri de la ei și se adoptă legea asta în România, da? Eu cu cine mai fac emisiune? Adică, a. Dar pentru numele lui Dolce și a lui Cabana, ce se întâmplă aici? Cum? Nu că cum, da? Eu sunt de la poliția modei și trebuie să-ți spun câteva lucruri. În primul rând, ești atât de urât. Nu ai voie să umbli așa pe stradă. Și ce este cu această șarfă? Păi da, ce? Uite-te la mine cum o port așa, se leagă. Ce e ăsta? Not de pescari? Și my goodness and Jesus Christos, ce-i cu năvodul ăsta pe tine? Asta de-a nu-i... Nu-i ce?
Nu-i ce? Și ce-i cu decolteul ăsta? E mai mare ca la femei. Uite, ți se vede tot preșul ăla. Absolut groaznic. Ai blugi albaștri, pantofi albaștri. Ești prost? Albastru nu merge cu albastru. Nu, că nu mai suport și mi se face rău. Te arestez. Întinde mâinile. Nu. Întinde mâinile, nu avem ce discuta. Haide cu mine. Nu ești urât, Tibi. Ești frumos și mi-e drag de tine. Pe bune. Hai să continuăm. Ok. Dar eventual pe cucul l-am putea pune la categoria urât, dar pe tine nu. Ok, continuăm. Bine. Sau druidul, că de-aia apare la televizor, că îți fată mâța invers dacă îl vede. Dar mă rog, continuăm. Da, adică la jumătatea nașterii îl vede pe druid și trage înapoi. Continuăm. Look at that, huh? Look at that shit. Ew. Locul întâi în penibilistă îi revine lui Dan Șova, ministru al marilor proiecte. Ministru care nu a știut cât este cota TVA-ului în România. Deci vom da cantitatea de aur la prețul mediu de pe bursă la uncie plus TVA. Adică dacă iei în natură, pierzi 19%, 19%, 19%. S-ar putea să existe totuși o explicație. Domnul Șova, domnul ministru Șova, nu știe cât este taxa pe valoare adăugată pentru că el, în toată viața lui, n-a adăugat valoare nici măcar unui lucru. Totuși, domnul Dan Șova trebuie să fi făcut ceva în viața asta lui. Ai dreptate. Ceva sigur a făcut. Domnule Dan Șova, am un mesaj pentru dumneavoastră. Da? Vă rog să-l iertați, tovarăși capitan, dar încă nu s-a obișnuit cu București. Și de la țeparii sfurari din politică trecem ușurel la coardele din industria muzicală. Despre coardele vocale vorbesc, că doar nu vă gândiți la alte coarde. Hoarde de coarde. Și dacă tot am ajuns pe meleaguri muzicale, știm că există o singură întrebare care vă frământă pe toți. Ce mai face marihuana? S-a legalizat medical în România. Nu aia. Care marihuana, mă? Cealaltă. Mă știi din anii 90, de fiecare dată când mă vezi ți-amintești. Au trecut două decenii, dar nu mă las. Uită-te la mine, încă nu m-am retras. Da. Păi de ce nu zici așa, Tibi? Marihuana, cea mai fidelă fată. Acum îmi aduc aminte chiar dacă au trecut 90, deci au trecut 20 și ceva de ani, 20 și vreo 5 de kilograme de atunci. Sunt sigur că există o explicație pentru situația ei. Pentru chilele în plus? Nu, pentru faptul că a lipsit așa mult din topurile muzicale. Hey, n-am fost o drogată cum m-a pretins, doctorii m-au făcut mereu când m-au prins. Nimeni n-a știut ce am când mi le-au prescris rețete greșite, asta n-ați mai scris. I-a prescris greșit pastile de slăbit atunci când nu trebuia. Acum uite ce a ieșit, cine a pățit știe că nu-i de glumit. Că doctorii sunt rău care trebuie oprit. Dereglarea hormonală e un fapt controversat. Le-a luat când era slab, acum s-a îngreșat. Oricum e foarte bine că s-a întors pe meterezele muzicale ale cartierului. Asta chiar dacă are talentul artistic și rimele unui vânzător de porumb pe litoral. Nimic cu cei din presă, chiar dacă m-au presat, mă urmăresc și acum pentru subiect controversat. Printre subiectele controversate urmărite de paparații se află și următorul. De ce arată marihuana ca o pirandă îmbrăcată în hainele de vacanță ale soțului? Zice lumea că-ți gană. Ce când și diceți neagră. În concluzie, putem spune că la noi există două tipuri de videoclipuri. Videoclipuri bune și videoclipuri de baltă. Dar nu orice baltă, balta albă. Sectorul T este totul, locul în care creăm. Cu o mașină împrumutată ne deplasăm. Sigur, cum să nu, că așa îi spune acum. Împrumutată. Dar stai, ai zis cumva împrumutată? Da! Așa ceva! Știai că există un rapper străin care a împrumutat din stilul manelistic de la noi? Un rapper străin cântă manele? E în lume un dor mare ce îl porși nu te doare.
și îl porți cu bucurie, dorul de copilărie. Nu! Un alt rapper străin, chiar din America. Talk dirty to me. Asta ca să vedeți că până și America are cocalarii ei. Dar înainte de a învăța cum se recunoaște un cocalar american, ar fi bine să vedem cum se poate identifica un cocalar autohton. Ghid. Dacă pentru tine libertate înseamnă să faci ce vrei și să nu respecti pe nimeni, ești cocalar. Dacă singura dată când vizitezi stomatologul e după ce ai luat bătaie, frăți că ești cocalar. Dacă în timpul unui film te trezești fără nicio legătură să strigi bă, cât e caldă, ești cocalar. Dacă crezi că bacșișul e decât rudă cu Tudor Șișu, ești cocalar. Sau prost crescut. Dacă ai creierul mic mai mare ca creierul mare, ești cocalar. Dacă ai încercat vreodată să te convingi pe tine însuți că n-ai nevoie de duș azi, că ajunge puțin spray, s-ar putea să fii cocalar. Dacă la roți ai capace de plastic care imită jantele cromate, ești cocalar. Dacă atunci când băgăm emisiunea pe net, te-a pus să comentezi, să înjuri, să te agiți de unul singur, fără să-ți dai seama că e pamflet și e miștocăreală, foarte probabil să fii cocalar. Dacă stai în America de câțiva ani ca român, dar pe stradă mergi cu geamurile deschise și cu muzica tare, dată la maxim, anume manele, ești cocalar. Dacă părinții tăi încă nu și-au dat seama că ești o dezamăgire pentru ei, s-ar putea să fie ei cocalarii. Boss, dacă porți iarna pantaloni albi, ești cocalar. Dacă accesoriile tale preferate sunt bijuteriile de aur, tricourile mulate din supraelastic cu culoare pe ele și mai ales prințesa de cartier, foarte probabil să fii cocalar. Dacă ai perciunii groși de 1,1 micron lățime, ești cocalar. Dacă ai vârful de la pantof mai ascuțit decât mintea, s-ar putea să fii cocalar. Dacă logo-ul după hainele tale se vede de la 10 metri, ești cocalar. Dacă ești supraponderal, dar porți tot timpul haine sport și ai training bun pentru mers la mall, s-ar putea să fii cocalar. Dacă pentru tine distracție înseamnă cola seminței caterincă, ești cocalar. Dacă ai spus vreodată despre tine că ești băiat de băiat, băiat valabil sau șeful la bani, s-ar putea să fii cocalar. Dacă într-o instituție de cultură, un concert sau o piesă de teatru doar bași capul înăuntru ca să vezi ce se întâmplă după care pleci, ești cocalar. Hei, Gagica! Eu I love you! Tu nimica? Dacă la mare pe plajă burta îți acoperă efectiv slipul, care e oricum slim pe tine, ești clar cocalar. Dacă stai așa cum stăm noi patru, așa de am și nu te ocupi cu nimic, numai te uiți după cagici și menta, mai mult ca sigur că ești cocalar. Atât cu cocălăreala pentru astăzi, ne revedem săptămâna și viitoare. Place cum ai făcut. Atât pentru azi și mâine tot atât și poimine tot atât, pentru că atât ai. Optimistule. Atât cu cocălăreala pentru astăzi, ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră, 10 seara, în același loc, Look TV, evident. Iar până atunci să fiți cuminți. Iar dacă nu puteți să fiți cuminți și trebuie să fiți răi, măcar faceți o hostie. Nu există așa ceva. Mă duc acasă. Gata. Am plecat și eu. Hai, Tibo. Gata. Tibo. Ce nume de extraterestru. Tibi phone home. Phone home. În România, 8 minori dintr-o sută trăiesc. Restul sunt morți. Cine? Daniel Oțil? Bă, mie îmi pare rău că Oțil s-a despărțit. Pe cuvântul meu, mie îmi pare foarte rău că Dani s-a... Pentru că oricare din noi este niște c***.
din are toți. Oricare îl invidiază pentru că a fost cu Rădulească. Așa cum... Du-te, mă, de aici. Deci mie, de când am auzit că o ții cu Rădulească, eu am plâns tot timpul. Dani, îmi pare rău, pe cuvânt. Cred că a fost mișto. Nu. Trebuie să mă șterg pe cap, efectiv. Efectiv, mă șterg pe cap. Pe cap mă șterg. Mă șterg pe cap. Pe cap mă șterg, mă șterg pe cap. Această emisiune este, desigur, un pamflet și trebuie tratată ca atare. Deci să nu credeți că vrem să facem reclamă negativă cuiva. Iar o să auzi asta pe melodie. Rec, cica, rec, cica, rec. Cica la ca cicicea. Rec, reclamă negativă cuiva. Rec, reclamă negativă cuiva. Te îmbărbătează instant. E ca și cum ai face armata la Că îi explicăm la Cucu, e o chestie foarte subtilă de gesturi. Că dacă faci așa, ești un dur care șterge niște sânge. Dacă faci așa, ești Da, fața la cap cum arăta? N-avea. Îmi și imaginez programa lor școlară. Semestrul 1. Cum se Travaiți pe mână. Lasă-mă că-l pune. Ui că tu, bă, cu tu de cu de ăstea. Ei, mă. Și eu și perle. Perlele ăștia, să se simtă mai șmeacă. Ești că mi-au scăzut venele. Mi s-au tras venele. Hai. Au. Ce vrei? Eu? Făcea capitanul Picard cum să faci dublu, triplu și prima dată în istorie quadruplu. Și face simplu. Dublu. Triplu face. Și la al patrulea face. A fost excelent. Și gândește-te, Picard are 80 de ani și cu distinția lui. Merge. Ai vreo dorință? Și eu pot să ți-o îndeplinesc instant. Tu vorbești serios? Da. Să poate să nu se aducă în platou tătăzoa fete la filmare. Dragoș cu fete dezbrăcate, cu două, să nu se lase mai prejos. Să poate să se facă profesionalism în emisiunea asta. Mama și sora mea. Și Bogdan tot cu două. Așa arată măta. Uai! Dacă pentru tine să muți o canapea e un lucru de rușine, ești cocalat. Gata, hai, următorul.